Pe litoralul din Mangalia, un domn bine bronzat face gălăgie mare. Cum lumea e largă, fiecare își poate alege ritmul favorit pentru promovare. Lui îi place mambo. Atenție mare! În seara asta avem aici o seara latina! Avem dansa special, avem dansadore! Mi hermano Andrei, dansador profesional! Mi hermano Liviu, crazy cu un dans latino! Hai la noi! Mambo! Mambo a zis că el vrea să facă o petrecere dominicană. Să încercăm cu ce avem în care. Eu am zis, bă, n-avem cum să facem petrecere dominicană doar cu tine, să fii doar tu. Dacă facem cu tematică, trebuie să facem cu mâncare dominicană, cu băutură dominicană. Dansatoare. Dansatoare dominican. Ce minunată. Stoi în fața ei, mă vin după mine. Da. Facem coreografie, Asta pentru ce? Pentru petrecerea de diseară? Da, stai. Le învățăm noi. Da. Salsa, merenghe, bachata, cum se face, adică nu ne vorbim. Ce să bea în dominicană? Rom. Rom cu ce? Cuba Libre, rom solo. Rom solo și Cuba Libre. Da, screwdriver e cu vodka, cu suc de portocale. Screwdriver. Da, așa se cheamă. Ok, asta avem. Și mâncare ce faci? Nu cred că nu mai de seara, pentru că, fii atenție, clienții care mai aici... Nu, stai puțin. Pentru că clienții care mai aici sunt mai mult locali. Mambo începe petrece. Forța! Mintea de afacerist a lui Vârciu i-a trăznit următoarea idee. Hotelurile colcăie de turiști. Turiștii fac consumație. Cum nu vin hotelurile la el, se duce băiatul la ele. Cu niște flyere. Bună seara! Am înțeles că aveți hotelul plin. Uite, mă, ce am nimerit noi. Hop! N-aveți hotelul plin? Ba da, l-avem, l-avem. Și puteți să ne faceți și noi reclamă, cum vă faceți și voi cu noi, să ne faceți și noi cu voi? Ba da. Puteți? Sigur. Lăsăm și noi niște... O condiție, să vă dați check-in aici. Ne dăm check-in. Acum? Dar noi să fim check-in, să fim check-in. Check-in pe bune. Ce dor, ce jale. Și te duci la hoteluri, pui pliantele și spui: petrecerea este aici, în seara asta. Va fi bine. Stai, ce să zic? Fernando invita oamenii, începuse să ia oameni de pe stradă, l-am găsit cu portavocea, țipa în gura mare: veniți la noi, la noi mare petrecere, mare petrecere. Zic, bă, ce se întâmplă aici, ce e cu noi? Intrăm înăuntru pe ponton, ce să vezi, nu mai era doar mambo, erau doi mambo. Natanael, o Republica Dominicană. Hei, hai, bună! E, Andrei, Mambo 1 și Mambo 2, Mambo 2 își reglea bongasurile, avea și o tarabană, avea tarabană. Ceea ce Mambo nu s-a gândit foarte rău, să-l invite pe prietenul lui din Constanța, un băiat foarte talentat. Ne distrăm doar noi, pentru noi. Mambo number 5! Arde micu! Ne-am tot întrebat, Doamne Dumnezeule, hai că avem o seară de pregătit. Și am ajuns la Pirați și s-a terminat bucuria noastră. Sunt aici de o lună de zile, exact azi o lună de zile. Da. Eu te las. Așa mai ceva nu s-a întâmplat niciodată. Ce, să nu vină nimeni? Deși am stabilit că facem petrecerea anilor 80, nu avem nicio rezervare. Oh, am gătit, am aranjat, am încercat să nu a venit nimeni. Deci, fii atent, încasări 95 de lei, dar noi trebuie să plătim acum 150. Supărare! Dacă vrei. Stai, auziți, bă, ce oameni avem. Nu vreau astăzi. Cum așa? Nu a fost treabă și înțeleg situația. Au pus pe Facebook. Au făcut tot felul de reclame. Degeaba. Se întâmplă ceva, nu-mi dau seama de ce nu vin oamenii și de ce nu au făcut rezervări. E și foarte greu când tu faci multe activități. Alegi în stânga-dreapta după produse ca să avem să dăm la clienți. Dar dacă nu faci reclama cum trebuie, dacă nu bați din poartă în poartă și aduci clienți, ești de pomană. Poate că câteodată nu numai neapărat munca fizică e cea mai importantă. În această seară, terasa La Ponton vă oferă o seară de neuitat din Republica Dominicană. Fernando Mambo, Andrei Albo, Liviu supărat-o. Totul e special, mici e special. Mai avem doar mici și pui, tot e special. Așa că vă așteptăm începând cu fix din momentul ăsta. Hai mă, că auzi, seara ca asta, uite, am martori aici. Niciodată n-a fost așa liber să mâncăm și noi. Am închiriat? Da. E pentru noi. Da, să mâine seară pe vedea asta. Da? Să dea Dumnezeu. Și ce să faci când n-ai ce faci? Îți găsești ceva de făcut. Am mâncat din ce am gătit noi, pentru că noi am gătit lucruri foarte bune. Am fost tristă pentru că și tanti Jenny și Marilena au fost triste. Chiar nu a venit nimeni, știi? Este ca și cum ai face o nuntă și ai invitați și nu-ți vine nimeni. E foarte trist. Hei! Asta să ursăm pe bătălul meu! Hai aici! Ce mai faci? Ciao! Cum este, amiga? Bienvenida! Me ha sonat o pretende aici. Fernando, azi e ziua de soția mea și vreau să le felicit. Băi, am o treabă cu tine. Ce? Hai, acum! Acum să sora noastră, bogata, așa, e ziua ei, fiate, cam aici, ator de 39 de ani scrie, dar ești tu, faceți-mi ceva frumos. Da, da, în seara asta, nu avem aici o seară dominicană. Fiesta dominicană! Fiesta latina, rompiendo el mambo! Pero tu eres ajena, ai, rupe! Woo! Eso, ei! Vámonos, vámonos, vámonos! Llévalo! Pentru mine, o seară dominicană înseamnă să petrecem împreună, să dansăm muzica noastră. Con mucha energía, con mucho merengue, con bachata. 3, 4, 5, 6, 7. Mira, escuchadores. Va, mano. Am mâncat, am but un par de orincă, era deja târziu. Asta e, nu-s clienți acum, nu o să sărim în apă, că suntem la mare. Asta e viața. Și cu Nea Marin, dar începă, nu mi-mi dă mână, totuși mai duce până la vecină să ce fac. Deci tot ce vezi tu aici ai făcut de... Voi sunteți a 6-a serie. Da. Am asta apoi aparținut. Asta e tot al meu. Și când a fost gata, el l-a ocupat forțat. Și acum eu, săptămâna viitoare... Păi ce, și gaza, ce? Da, l-a ocupat forțat. Dar vină cu așa să-ți arăt, că dacă e, vină. Stai puțin, nu mă, eu nu vreau să mă bat cu ei. Nu te bați, nu te bați, dar vreau să-ți prezint. Nu vreau să tragi cu praștia, te rog. Nu. Marina a zis că hai să mergem la Liviu și la Andrei. El a zis rivalii noștri. Dar eu am spus, dragă, dar nu-s rivalii mei. Eu îi iubesc, îi apreciez. Mă scuzați că am mustafir. Bună seara, bună seara! Eu m-am dus la ei, am fost curioasă să văd. Ne-au primit cu dragoste, ne-am sărutat, ne-am îmbrățișat. Bună seara, bună seara! Cum a venit? Am zis, acolo nu mai va nimic. Ce faci, bine? A venit și concurența noastră directă. El vine să ne ia pulsul nou. El vine să vadă dacă avem clienți. Du-te la măta acolo, du-te la măta acolo. Du-te la măta acolo. Să murim. Cine? Nu facem nimic. Noi nu facem nimic. Nu fac niciun bani. Vreau să faceți voi bani, să vă dau, să vă dau, să vă dau. Lasă-i, mă, lasă-mă, nu vreau asta. Stai, mă. Hai, terminați. Mergem. Auzi, zice, merg acolo, dar fără dale. Hai, succesuri, succesuri, succesuri. Nu am avut starea să stau, pentru că eram foarte tristă că nu avem clienți. Nu știu ce se întâmplă. Mă îngrijorează un pic treaba asta, pentru că eu chiar îmi doresc să meargă și restaurantul seara. Mă primești până seara asta la tine? Nu. Nu? Nu, că e privat. E privat. Bine. Am mai oameni de omenie am. Să nu mă mai cauți niciodată. Să nu vii iar, să mă cauți, hai să pierzi mult timp pe drum, degețelul tău lovit, poți să mușc să ți-l fac scrum. Uite, să mă cauți altă dată, du-te, puiule. Dacă eu te mai caut, să n-am parte de ce văd în fața ochilor eu. Hai să vezi. Fugi. Și vezi, ai grijă cu degetul ăla, nu mai ține jos, că se duce tot sângele din creier în deget. Așa zice tot timpul, dar îl iubesc. Și starea lui de încordare. El nu mai are motivație, vine doar să ne bată pentru că suntem concurenții lui direct. Și atunci vrea să dispărem de pe fața pământului. Ne luăm vinul nostru, ne luăm apa noastră, ne așezăm și... Ar trebui să mersi pentru că facem ambianță. Da, corect. Scuza-mă. Da, mergem cu totul nostru. Da, vreau să-l văd cum se descurcă. Și ce fac ei acum? Lasă că se descurcă. Ei le exploatează pe Fernando, ei nu fac nimic, ei stau amândoi la bar acolo și la gătește, la face și duce, ei casează. Și să zicem, bă, păi așa se face treaba. Vă număr paharele, ca să știți. Mă bucur că lumea se simte bine la noi pe terasă, asta e o bucurie mare. Everything all right? Yes. One more beer, mere. Give me this. Eu servesc ca orice ospătar, ca orice șef de sală, ca orice barman, ca orice servitoare, ca orice îmi fac treaba asta, pentru că avem acest skipper, această terasă la ponton a noastră și vrem să meargă. Ueba! Mambo! Rupe! Mambo! Motivațion! Animațion! În directo! Evo! Sii! Eba! Mambo, mambo! Evo! Așa vreau să-i văd, bă. Vrei să spun ceva? Nu, dar vrei să spun ceva? Crește inima mine când văd că și încep să descurce. Vorbesc serios. Mă bucur tare mult. Ne-am dat seama că la Liviu era plin terasa, bontonă, era lume, era plin de lume. Ma ce fai? La Nea Marin, dacă nu e activitate, normal, vine unde e activitate și a început să vină la noi foarte des. Stai jos, unchiule, stai jos, unchiule. Ce dorești? Auzi, băi, stai jos, unchiule. Să nu uiți asta, unchiule. Uite cum te duce cu scaunul, ia-ți-o. Două pahare vrem. A venit ca un zgârcit veritabil. Să nu ne dea nouă 6 lei să câștigăm noi sau să punem 6 lei peste el. Cu vinul lui la sticlă negru, vezi, doamne, eu beau numai vin de ăsta, bă, ne lași. Nea Marine, după ce că ai venit sărăcie cu vinul la mata, în loc să bei de la noi, avem și acolo la masa 2 vin la sticlă. Fiind că o seară înainte, pe un mic și pe două pahare de vin, i-au luat vreo 50 de lei, 30 de lei, la saba și 50 de lei. Și o să, bă, de data asta să vin cu băutura mea să nu mai plătesc bani, pentru că la voi e foarte scump. Cam așa a fost. Au fost niște domni la mine dincolo care au zis 10 lei micu, 100 de sticla de vin. Ce te deranjează la treaba asta? E urât. Și cu asta e urât, Vrei să-mi dai lecții de cum să-mi conduc terasa? Da. Când? Da, e urât. Când vrei tu. Păi să-mi spui. Uite, domnul de acolo, domnul mi-a zis... Să-mi spui ce preț. Păi cum? Păi bă, niște prețuri de acceptabile. Păi ce, mănâncă mici ca la mata de 2,50 lei? Dar noi nu dăm nici, bă. Și atunci de cum îți permiți dacă tu nu vinzi mie să-mi spui mie cât costă mic? Cum? Unde s-a văzut să intri cu băutura ta de afară? Nea Marin, am trecut așa cu vederea că hai să fim băieți. Haide, mă, că e vecinul nostru aici. Când le-a dat 40 de milioane la început, să începe, el a dat să scape de noi, vă spun eu. Ne-a scos ochii de 40.000 de ori și ne-a făcut varză. Vine după aia, vine cu vinul lui doar ca să nu facă o cheltuială de la noi. Mi s-a părut așa de... S-a mai și supărat, a plecat 5-6 secunde, a intrat iară, că el a plecat să numere oamenii că nu vedea de unde l-am pus noi la masă, ce are la un colț pe masă. Și a ieșit doar la hoha să-i numere micii și dumicații lor. Vine, numără, vede prețurile, vede că noi dăm micul cu 8 lei. Dar de ce nu dați voi cu 8 lei? Micul 8 lei. Tu ai mici? Nu, și zici ce vorbești dacă n-ai mici? Stai, micul la noi e cât ai tu, o jumătate de porc. Hei! Doamnelor, domnilor, avem și o sărbătorităță. De ce te ține mâinile de cap? De ce? E tare, mă! DJ-ul ăla e prost! Avem și o sărbătorită seara asta. Da, păi știm. Hei, hei, hei! La finale de petrecere am avut nevoie să le aduc tortă. De ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea. Este ziua ta! Per total a fost o seară reușită. Deși nu se anunța, deși era o zi, a fost o zi destul de ciudată de dimineață. Proastă. Nu erau oameni, proastă de-a dreptul. Petrecere reușită, am dansat cu Fernando, am cântat, oamenii au consumat la noi pe terasă. Terasa e plină. Altceva. Îmi place, o cârciumă e frumoasă când e plină, nu când e goală. Orice cârciumă, când e cu lume, când e animată, e mult mai frumoasă. 1, 2, 3, e! 1, 2, 3, e! 1, 2, 3, e! 1, 2, 3, e! L-am invitat pe fiecare de ei să dansăm împreună. 1, 2, 3, stai! Ușorel! Ultima! Rămâne spate, easy! Rămâne! Seara petrecerii a salvat practic o zi care n-a fost foarte reușită. Am terminat seara cu bine, cu încasări destul de bune și ne-am dat seama că, într-adevăr, începe să miște ceva. Am început să ne sudăm, am început să-l înțelegem și pe Fernando, lumea a început să ne înțeleagă pe noi și ceea ce oferim. Lumea și chiar și-a aflat în sfârșit că noi nu glumim pe terasă și exact. Că avem o terasă deschisă pe bune, cu prețuri pe bune, cu mâncare pe bune. Și chiar am oferit un meniu foarte variat, și de mâncare și de băuturi. Iar asta a fost foarte încurajator pentru noi. Ne-am dat seama că dacă până acum Nea Marin ne spunea că Liviu nu m-a fugit nică, ne-am dat seama că, de fapt, nu e adevărat. Liviu a făcut și în prima seară bani și acum, în seara asta, Liviu a făcut bani. Deci noi n-am făcut nimic. Asta e viața. Trebuie să mai ieși să și pierzi. Eu vă propun ceva, ca să putem să mai facem niște bani, că suntem cam rău cu banii. Vai de cap, să facem delivery azi. Stăm cam prost cu banii. Începe să se cam îngroașe gluma, să zic. Avem 5.620, deci avem minus 380 de lei. Noi astăzi trebuie să facem... Dacă facem astăzi 1.500 de lei, e ok. Apoi cum să le facem, Dumnezeu? Deci dacă facem 1.500 de lei, în sfârșit am un motiv. În sfârșit am un motiv să eu am înseamnă bine, nu? Eram atât de jos cu banii și cu tot ceea ce ne propuseserăm, încât ne-am dat seama că dacă nu ne mișcăm fundurile repede să facem bani, suntem terminați. Aseară, când am fost la băiatul meu acolo, deja clienții ziceau: Nea Marine, noi venim la mata, dar dacă aduci un lăutar ceva... Da, bravo, da. Și de aici ideea, da, aduce un lăutar. Le-am zis: bă, hai să aducem un lăutar și o să vedeți că facem treaba. Și am luat hotărârea să-l chemăm pe Biloi. Am zis că mă ocup de treaba asta, am făcut rost de numărul lui de telefon, l-am sunat, avea telefonul închis. I-am lăsat un mesaj în privat să mă sune că avem nevoie de el urgent, avem o urgență. Nu mai facem karaoke, să aducem pe el. Toți, mai puțin Marilena, care se ocupă aici de delivery, noi mergem în Bulgaria. Vreau să aveți buletinele la voi, să aveți schimburi la voi, pentru că mergem la o fermă de melci. La mine fermă e de vaci, de oi, de capre. O să luăm de acolo mulți melci, care îi aducem aici la bucătărie. Ai faci? Ai făcut vreodată melci? Nu. Nea Marine, n-am făcut niciodată melci, dar l-am pe Nicolae. Păi nu, lasă pe Nicolae. Eu ți-aduc melcii și Nicolae merge cu mine în altă parte. Te ajutăm la un moment dat și noi. N-am mai gătit melci, chiar îmi sură de ideea, pentru că ca și bucătar e normal să treci prin toate, chiar dacă ai și tu gusturile tale sau poate nu mănânci ceva, dar trebuie să știi că poate să vină un client. Deci ia uite, că meniul de diseară... Melci, dar nu știu să-i curăți, trebuie să curățați ceva? Aia-i țin dinți și îți dai cu pumnul în cap așa? Da, țin în altă parte și... Și antenele băgate într-o... Antenele băgate într-o... Ce râs! Și bagi pe la cuptor. Aveți tot ce vă trebuie? O zi bună vă doresc! Hai! Hai, la treabă! Energie! Bine! Zis și făcut! Am urcat în mașinucă și am plecat în Bulgaria. Și mai avem un pic și ieșim de România. Da. Libertate! Te iubim! Am mers către Vama Veche și am trecut în Bulgaria. Glavă-ne, tucă-ne, pișcă-ne, framă-tă, guleamă-tă, să vezi ce ne înțelegem cu ăștia. Să vezi, să vezi ce ne înțelegem cu ei, că numai cu ei o să muncim. Și am ajuns în buza fermei de melce. O liniște mormântală, dacă făceai așa, s-auzea motorul de la ceasul electronic și un panou mare, ferma de melci, scris în română. Dobar den, dobar den, dobar den, dobar den. Dobar den. How are you? Hello. Ah, uite cum am. Hello. Oh, ce frumos. Niște gazde extraordinare, cu atitudine, cu costum. Și ceea ce ne-a frapat imediat au fost pălăriile lor care aveau aplicate cochilii de melci. So welcome in our snail farm and restaurant Ecotealus. Thank you. Thank you. In 2016 we opened this summer restaurant here and offer to the tourists dishes, delicacies with snails. În capul meu era că poate melcii ăștia sunt crescuți într-o găleată, într-o oală, că sunt luați de prin păduri. Băi, dar de ce troznește ăștia ala așa? Ce e? Curent. Are el. So the whole farm is surrounded by electricity fence. Are, da. Ca să nu treacă dincolo. Da, să nu treacă, da. Că îi fug rău de tot. Doamne, Maica Domnului, să faci gard electric la melci. We have separate hole for the parents where they lay eggs. Then we wait for the eggs to hatch, and the small babies we put into the field. So we wait about 4 up to 5 months. It depends on the weather, and we have the ready snails afterwards. I-am spus direct, doamne, uitați care e treaba, melci, dar noi am venit să ne dați 5 kg de melci, dar trebuie să munciți. Și ni s-a spus ce trebuie să facem, că trebuia să adunăm găleți cu melci. You have to work for a better price, and you have to collect them alone. So I'll show you. Oh, she goes. You have to go only on this alley here. Nu mai pe alei, da? Atunci, mersi. You have to collect only the snails which are big enough and have this board here twisted. Pe niște suporți așa făcuți din fier forjat sunt puse niște bucățele de nylon, de plastic așa pe care ei urcă deci de acolo de jos până pe o placă de lemn și acolo de pe placa aia de lemn îi culegi. This one? Oh. Is that too much? It's okay. No, it's good. It's good, yeah. Twisted the board. Okay. Nu, nu, ok. Mamă, ce carnoși sunt! Dumnezeule, Nea Marin! Da. Să vezi ce mâncăm de ăștia acum. Normal că o să mâncăm, abia aștept. Veci. Da, și Nea Marin de-abia aștept. Eu de-abia aștept să-i arunc. Mamă, câte sunt mâncați. De drag e adunea. Mișună! Doamne ajută, mulțumim. Păi băi, găleata plină, firea mai mică aia. Du-te bă de aici, bă, firea. Să fii mică găleata și ia de acolo. A zburat 2 melci pe lângă mine, erau melci zburători. Nu, te rog eu din suflet, nu așa. Deci nu e așa, trebuie să fii atent, să fie cu marginea întoarsă. Da, dă-i cu gății, am văzut cu marginea întoarsă, mă tot. Vino să vezi ce fac ăștia munca noastră, ia vino să vezi. M-am și șenat când am nimerit acolo, a zis, oh, pardon, mă scuzați. Vreau relax! Vreau relax! Știu că Liviu e loco. Mambo!